nu cred că ai făcut așa ceva. Ah, nu cred. Eu am gătit. Cum să nu? Vlog. Haide. Hai sus. Hai, lasă, lasă, ia, așa stă acolo. Ce face? Cred că surpriza mea e cea mai frumoasă, trebuie să recunosc. Designul este perfect. În care? Top. Da, băiatul știe ce pot să spun. Băiatul face rada și cum face? Dar vreau să știu cum să termină seara. Păi nu știu, terminăm de băut, râdem, mâncăm, ne simțim bine. Și altceva la un moment dat, mai e în program? La un moment dat, când o să studiați tinge, o să facem nănică. Nu sunt neacu. Pot multe, numai că nu... Nu dezvăluie. Păi descurcă-te. Așa că, domnul... La mine sau la tine? De ce pe care abia asta? De ce lași privirea în jos? Te-ai emoționat? Hai, bine. Exact, în contest ăsta sau să lipsească mintei? Da, nu de singur. Nu? Hai de singur să lipsească. Și o umbrelă. Și o umbrelă. Fără umbrelă. Fără? Fără umbrelă. De ce? Lumina stinsă și camelul, prieten. Ieri v-ați ciondănit, după care v-ați împăcat. Foarte frumos. Nu am plăcat, suntem încă certați. Sunteți încă certați? Trebuie să discutăm după emisiune. Și așa faci tu când ești certat? Scoți romantismul la iveală? Asta a fost înainte să ne certăm. A fost de ziua copilului. Am înțeles. Da. Păi și tot vă ciondăniți în continuare? Nu, eu nu vreau. Nu am ciondănit deloc. Sunt ei, certat. Nu v-ați ciondănit, am văzut și noi că v-ați ciondănit. Ieri, atunci, pe live am fost deranjat și de ieri am... Suntem bine. Suntem bine. Și a cerut scuze? Oh, eu trebuie să-mi cer scuze. Tu trebuie să-și ceri scuze? În opinia lui, da. Stați două secunde că nu știu unde am greșit. Adică... Și acum depinde cât compromis ești dispusă să faci, că așa e în relații. Cineva trebuie să facă compromis. Se pare că am greșit, am 3 greșeli. O să-mi reie numere după emisiune. Ai buline negre. 3. Și alea roșii câte negre, doar greșeli. Cum? Nu sunt bile negre, doar greșeli, pentru că nu are bile negre. Hai, bună pusă problema și așa. Da. Trebuie să dezvoltăm fiecare subiect și rezolvăm și gata. Eu aș trece peste, dar ieri insistă. Păi hai, vedeți cum rezolvați. Rezolvăm, nu-i problemă. Cere scuze, chiar. Cocină. Cocină, da. Faci tu de data asta. Vreau să spun de la începutul emisiunii. Da. Că probabil, fiind vocea casei, că acum săptămâna asta sunt șeful casei, am avea nevoie de o firmă de curățenie și de 16 clopoțele. Să dăm din clopoțele de fiecare dată când se face mizerie. Poftim? 16 clopoței. Clopoței, clopoțele, nici mai contează. Scuze dacă am greșit. Așa, ca să vină să ne facă curat după fiecare. Că aparent am avut ședințe peste ședințe și dacă filmăm acum prin toată casa... Bine, o să atingem acest subiect. Poftim? Și dacă voi nu reușiți să vă organizați între voi, o să vă organizez eu. Bine? Da, că pe mine nu doare gâtul. Te lasă cu pedepse. Perfect. Îmi doresc din suflet asta și v-am rugat de atâta timp să vedem cine lasă pare, unde lasă ce și cum. Bine. Pentru că e o chestie pe care pe mine mă termină psihic, să vă zic sincer. Mă enervez foarte, foarte tare și nu vreau să mă cer cu nimeni până la urmă. Nu te enerva acum, vorbim mâine, te enervez mâine. Bine, te mai las până mâine. Mă enervez, da. Și bine. Noi urmează să avem o discuție după emisiune. Chiar nu vreau. Dar tot o să fie bine. Bine. Da.